Astăzi deschidem noul Premier League Team of the Season Guarantee Pack. Hai pe ei, tată, să pice ceva bombă! Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC24 sau să deschizi cele mai tari pachete din store? Cumpără coins de pe u7buy.com și folosește codul OVI pentru 6% reducere. Iar contul tău este alimentat cu coins în maxim 10 minute. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Începem cu câteva, avem vreo 60-70 de 1-3-81 plus player pick-uri și hai să vedem ce dă coate. Sunt primul, luăm de la stânga la dreapta și deschidem totul rapid, fără discuție. Întrebare și pentru voi: ce ați primit? Întrebare pentru voi, comentariu mai jos acum: ce ai primit bombă în ultimul timp în FC24? Hai să vedem. Dolman, bun, care era oricum dup. Continuăm cu Højbjerg. La noi pe Road to Glory a fost dezmăț în ultimul timp. Au picat aproape toți băieții grei. Nu vreau să mâniez pe cineva. O să fie, de fapt sunt persoane pe TikTok, pe Insta, care spun: o viță, nu o să poate. Ai mâncat, de la poate a mâncat, știi, dar băi, ce lumea că lucrez cu cei de la ei. Nu, băieți, nu lucrez la ei, promovez coins, n-am cum să lucrez cu cei de la EA Sports, aproape, de fapt nu, este clar, imposibil, pentru că ei promovez FIFA Points, eu coins. Le dau gaură, cum ar veni că fac, scoate asta cu le dau gaură. Diego Carlos și avem o cârcă de astfel de player pick-uri. Până acum, cel mai high rated a fost acel toți 90. Următorul, un albastru, te rog! Smalling, care se menține un rating acceptabil de ani de zile. Coffee Good. Bam, pleacă următorul. Tup, Borijo. Încă unul, Tank. Sanchez, mamă, dar... Bă, știi ce? Am văzut toțul ăla și în rest am văzut numai de ăștia. 82, 83, 84... Niciun walkout serios. Eriksen s-a dat peste cap. Haide să resetăm. Mai avem 34... Jakobsson. Continuăm cu numărul 2, Jensen. În timp ce deschid eu la pachetele astea, hai să vă spun și planuri așa de viitor. Ce se mai întâmplă, ce mai facem noi? O să mă duc marți la o ecranizare specială a filmului făcut în cinstea calificării României la Euro 2024. Dacă nu mă știu, se cheamă În inima naționalei. Abia aștept să merg acolo. Cred că o să fie prezent și jucători de la națională. Cred că selecționerul Iordănescu cu siguranță va fi acolo. Abia aștept să văd filmul. Am fost la Dune acum 3 luni și era trailerul deja. Gândovine, era trailerul de la În inima naționale. Și am zis, mamă, oricum pentru asta vin să-l văd la cinema. Vine mă și un Joshi, dar este dup. Bam! Castle să fie aici. Și după aceea mai avem puțin și vine Eurotat. Să stau plecat de acasă, cred că 2-3 săptămâni, pentru a fi prezent la meciurile naționale. Content acolo, de acolo, din Germania. O să fie pe YouTube, aici, pe Instagram, pe TikTok. O să avem o grămadă de chestii foarte interesante. S-ar putea să reușesc să ajung și în cantonamentul național, să luăm la rece câteva impresii, să facem ceva conținut cu băieții, deși îți dai seama că mai mult de câteva întrebări, un gen Midas 5-4-3-2-1 e greu să faci acolo, adică football challenges cu jucătorii de la națională când sunt plecați la Euro este imposibil și e lipsă de profesionalism din partea mea. Dacă și aș încerca să fac așa ceva cu ei, trebuie să se concentreze strict la Euro. Să trecem și noi de grupă, pentru că este o grupă jucabilă, să zic așa. Ai Slovacia, care te bază la egal, Ucraina și Belgia mai bune decât tine, dar ai o șansă acolo. Și cu o victorie și un egal, cred că avem șanse 90% de calificare, dacă nu chiar 99%, 100%. 4 puncte, locul 3, te duci mai departe. Jumătate din locurile 3, dacă nu mă înșel.
ceea ce este fabulos pentru noi. Bam! Au fost slabe player pick-ul Leon, foarte slabe, hai să recunoaștem, extrem de slabe. Salvai mai dacă mai dau așa o dată, mai apare ceva? Nu, pe discard, ia să vedem. Mai apar, ia, câte mai am? Mai sunt 12, tată! Și acum avem băieții grei. Benny Etern are el card special anul ăsta, bă. Poate un toți flashback când vine liga. La Benny Etern e tank, îți dai seama, 5-4. Mititel așa puternic. Ciao, Inga! Încă câteva băieții, Martinelli. Bă, nu e, mă, n-a primit, are doar un Evo. Un Ivo parcă. Și de asta mi s-a părut mie ciudat la Martinelli. Bam, 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 bam. Op, Hoiberg. Și cred că facem și acel Guaranteed Premier League Team of the... Bruno, Team of the Season, pentru că de ce nu? Poate pică ceva, ceva mișto de acolo. Bam, avem folder destul, Garcia să fie și ea. Și ultimul, bam! 81, deși era și 86-lea acela, cred că am văzut, nu știu, 6-7 walkout-uri maxim din aceste pachete. Avem ceva mare pe aici? Nu avem, în schimb, hai să mergem la SBC și să ne facem faptele un pic așa cu acel premium weekly tots upgrade, e tot normal, nu ăsta ne interesează pe noi. Unde e scumpul? Ești la upgrade, sigur. 90, weekly, Premier League tots upgrade. Ăsta e Alisson back. 88 și mamă, trebuie să bag un toți aici. Except Ultimate Team orice pe cum să bag eu pe Salah. Avem Uber moi. Hai. Și în rest este e 88, nu? E, vezi că nu e chiar așa ușor. Nu stăm foarte bine pe folder. O să trească să mai intrăm puțin aici. Dewsbury Hall. Ona. Nu stăm bine deloc pe folder. Ovițulei. 85, Banza poate ne salvează. O să avem o grămadă de 85 împreună cu ceva high rated. Și ia vezi, nu ajungem. Dar cred că așa am rezolvat. Bun, suntem la 88 cu acești 3 team of the season pe care i-am băgat. Bineînțeles, tu dacă vrei să vezi short content, te invit la mine pe TikTok sau pe Instagram. Acolo poți să vezi aceste pack-uri punem mult mai rapid, fără momentele când completez eu SBC-ul. Ăsta este 86, uviță. Mamă, știi ce fac? Mă duc 85 și vin cu 290 la sfârșit. N-am cum, pur și simplu n-am carduri. Bă, credeam că o să mă ridic puțin după acele player pick-uri 60-70 câte au fost. Colomani intră și fără... Ce, mă, nu mă lasă că n-are contract? Nu te cred. Ăștia trebuie să fie gata cu ăștia de... Ce mi-arăți acolo că n-ai contract și nu mă las... Ia stai, în cât sunt? Băi, 87, mă. Du-te, mă, spana, că e 87. Spui ce vorbește aici. Ia vezi că salvăm... Nu știu pe care salvăm. Salvăm 92 sau 91. Ba da, mă, uite, 91 s-a salvat. Bravo! Și este gata și Premier League Team of the Season upgrade pe care îl deschidem direct așa. Haide, tată, la el. Să vedem ce pică. Mai e ceva frumos de deschis în afară de această Premier League. 83 cu 2. Hai să dăm puțin și în ăsta. Nu e nimic în el. Polonia poate le... Dudek. Și hai, mă, să vedem și acest Team of the Season Premier League. Ia vină la ta. Premier League Team of the Season Guarantee. Îți dă un toți sau moment. Toți Premier League sau toți moments. Ok. A plecat. Hai să vedem naționalitatea. Nu Brazilia, nu Franța. Brazilia, portar, este clasic aici, de la Liverpool. Cred că 80-90% din lume a primit asta. Alisson de 94. Băi, nu prea s-a mișcat în favoarea noastră acest pack. E și dub, după cum vedeți. Dar, în momentele următoare, vă invit să vedeți ce mi-a picat pe Road to Glory în premiile mele de rank 1, tat. Vă invit acolo. Hai, distracție plăcută, cu siguranță o să vă placă. Finesse shot with what? Power header, aerial plus, acrobatic, rapid plus. I don't know. I think it's Holland. I don't want to think it's Holland. I know it can't be Holland. It's not Holland. It can't be Holland. I think it's Holland. I don't know if it's Holland. I think it's I don't know. I think it's Holland. No!
No, I'm gonna get hate for this now. Ayo! No way, he's 12 milli, man! Nah, that's not possible! That is not, that's not streamer's luck, that's OV luck. Nah. Let me pick him first.